Asociația Social-Culturală Suflet Transilvan, în parteneriat cu Primăria Comunei Teliu, Protopopiatul Ortodox Săcele, Asociația Sinapsa 21 și Parohia Teliu Vale, cu binecuvântarea în al preasfințitului dr. Laurențiu Streza, Mitropolitul Ardealului, organizează în perioada 11-14 iulie 2013 Festivalul Internațional de Artă Creștină Românească Sinapsa. Avem invitați din Basarabia, care ne-au vorbit și ne vor vorbi în continuare despre realitățile istorice și sociale, chiar și politice din această țară, din Republica Moldova. Știm cu toții că este țară soră și face parte terenul de acolo. Zona aceasta istorică face parte din neamul românesc, dar iată că istoria a fost nedreaptă cu această zonă și încă sunt probleme destul de mari acolo. Avem invitați din Macedonia, a români, reprezentația comunității a române din București și din Constanța, plus că avem și foarte mulți poeți și oameni de cultură, reprezentanții ai mass media din țară. Inițial am vrut să facem un festival mai mare puțin, în sensul care să avem invitați din mai multe țări. Cu timpul ne-am gândit că e mai bine să ne restrângem doar la 3 zile pentru ca să aprofundăm o anumită problemă. Și acum am vorbit despre Timoc mai mult și despre Basarabia. La anul ne vom gândi la alte zone. Și ne-am gândit că am plecat de la vorba că conferințele mari se fac cu oameni puțini. Dar nu este chiar puțin, suntem în jur de 40-50 de, zic eu, persoane chiar interesate de această temă și bine, foarte bine pregătite. Vom merge la un muzeul etnografic din Hărman, unde vom avea și un concert de muzică populară românească și o expoziție de artă populară. Apoi avem din nou conferințe mâine și, v-am spus deja, acea seară de muzică și poezie. Și duminică participăm la Sfânta Liturghie, la biserică, la parohia, biserica parohiei Teliu Vale, și vom avea concluziile și cheierea festivalului și apoi un pelerinaj la câteva mănăstiri din zona noastră. Invitații comunităților istorice din care fac parte vor fi timp de mai multe zile într-un dialog continuu atât cu fraților români din regiunea centru, dar și cu invitații din centrele culturale importante din întreaga Românie. Festivalul dorește să realizeze o punte de cunoaștere și recunoaștere a celor care sunt o singură familie, neamul românesc. Stimate autorități, iubiți frați și surori, iată că am venit din Valea Timocului, în strada Timocului, cât am înțeles aici la voi. De la început vreau să vă spun că o să vorbesc în unul din graiurile românilor timoceni, unul din graiurile care se vorbesc în Valea Timocului, pentru că noi, din păcate, nu avem școală. Nu avem școală unde putem să învățăm limba noastră și limba învățăm de la părinții acasă și o vorbim așa cum o știm. Dar e limba care s-a vorbit și în România până în 1833. Festivalul dorește să realizeze o punte de cunoaștere și recunoaștere a celor care sunt o singură familie, neamul românesc.